remunerată asistență, în conformitate cu articolul 16 alineatul 2 al legii cu privire la administrația publică locală și cu dispoziția primarului numărul 178 din 4 septembrie 2024, astăzi, 10 septembrie, are loc ședința extraordinară a Consiliului Rășănesc și Mișlia. Prezenți la ședințe 16 consilieri, absenți 7. Înainte de a începe ședința, vă rog să onorăm drapelul. Administrația publică locală, e necesar de a alege un președinte care va prezida ședința de astăzi. Vă rog, propuneți. Mai sunt propuneri? Vă rog, spune votului propunerea doamnei Varăniță, ca în calitate de președinte de astăzi să fie doamna Spătărea Veronica. Stimați consilieri, astăzi, 10 septembrie, va avea loc ședința extraordinară Consiliului Rășănesc. Pentru început, în lipsa, în imposibilitate și lipsa președintelui, rog să înaintăm o candidatură pentru a semna deciziile. Vă rog, cineva are propuneri? Vă răniți ală? Mai sunt propuneri? Supunem votul, vă rog, candidatura doamna Lăvrăniță. Unanim, da. Deci, pe ordine de zi, astăzi, după cum cunoaștem, avem de examinat 18 decizii. Comisiile de specialitate au avut loc. În fața dumneavoastră aveți informația privind la avizele asupra deciziilor, comisiilor și... Da. Deci proiectul numărul 5 a fost retras și s-au suplinit cu alte trei proiecte, numărul 06-16, 06-17 și 06-18. În ce motiv? În sala mai apărut un consilier, suntem 17. Pentru început, haideți să votăm la ordine de zi. Cine este pentru examinarea 18? Nu a fost prezent inițiator proiectului și comisia a decis că nu necesită a fi ajustat și lucrat asupra regulamentului. Asta a fost decizia comisiei? Da. Și au venit cu careva propuneri pentru completarea regulamentului privind la acordarea cetățeanului onorare? La următoarea ședință, până la următoarea ședință, mai ajustez regulamentul. Adică pot ceva să comentez noi, el a fost studiat și ne uităm chiar la capitolul 1, la generalizări, punctul D, considerăm că conform cererii locuitorilor orașului și satelor din administrare semnată cu cel puțin 10 locuitori, deci pentru a atribui un titlu de cetățean de onoare, cred că este puțin ca să fie o semnătură de 10 locuitori. Ne-am mai gândit că capitolul
capitolul 6, eu cumva o trebuie exclus, fiindcă în mare parte o să regăsești în capitolul 3, adică aici încă este de lucrat, el e crud, poate de implicat și careva specialiști care cunosc mai bine au experiență ce înseamnă autoritetul de cetățean de onoare. Am mai discutat punctele cine poate deveni cetățean de onoare. Mulți au discutat la această întrebare și considerăm că sunt șase puncte după care putem atribui titlul. Cred că ele ar trebui reduse. Titlul de cetățean de onoare credem că s-ar putea de oferit persoanelor care au promovat imaginea Cimișliei mai puțin local, fiindcă la nivel local fiecare din noi, cetățenii orașului Cimișlia, contribuie ceva la prosperarea Cimișliei și pentru aceasta nu ar trebui să oferim titluri în stânga și în dreapta. Cetățean de onoare trebuie să de oferit persoanelor care promovează imaginea la nivel republican, la nivel internațional, poate fi și un cetățean străin care el a venit cu investiții mari, adică aici este puțin de lucrat, nu-l aprobăm așa cu ochii închiși, să-l ajustăm, să mai lucrăm și la ședința următoare, dacă va fi gata, îl aprobăm mare. Haideți, ministra, dați evacuare, vă fie la timp. Eu nu pot să dați evacuare. Dacă ar fi vreau să procedem la ședința noastră. Vreau să informăm pentru fiecare vorbitor, adică fiecare întrebare, cred că acordăm nu mai mult de 3 minute. Deci, prima decizie spre examinare este decizia 0601 cu privire la modificarea bugetului la orașul Cimișlia pentru anul 2024. Informează doamna Lilia Popovici. Am votat ordinea de zi. Am votat. Ordinea de zi. Cum să zice? A fost întrebarea. Da. Bine, haideți să... Cer scuze, da. Pentru început, adică spre examinare avem 18 decizii, dintre care adică 17 rămân pentru că decizia 0605 a fost retrasă și au fost adăugate altele 3. Vă rog, votăm ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Contra? Deci, doamna Lilia, vă rog, dacă sunt întrebări asupra deciziei. Poftim? Da, haideți, doamna Lilia. Deci, conform hotărârii de guvern numărul 418, s-au alocat surse financiare pentru asigurarea implementării prevederilor articolul 23 din legea 270. Pentru instituirea unui spor, pentru consolidarea capacităților managerare ale personalului din cadrul autorităților publice locale de nivelul 1, în sumă de 264,9 mii. Punctul 2.2 a fost avizat pozitiv proiectul renovarea fațadei drumului de acces și amenajarea teritoriului grădiniței Andrei din oraș Cimișlia, care este finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul proiectului național satului european. Proiectul presupune renovarea și termoizolarea fațadelor blocurilor A, B și B1 a grădiniței de 771 de metri pătrați, amenajarea teritoriului grădiniței, construirea gardului, poarta din metal, construcția foișoarelor pentru copii, instalarea utilajelor de joacă, pavarea căilor de acces și a trotuarelor, instalarea iluminatului exterior, reabilitarea drumului de acces către grădiniță. Bugetul total al proiectului este de 5.818.785 lei, inclusiv 4.945.967 finanțat de FNDRL și 872.817 lei pentru contribuția primăriei. S-a întrebat? Deci, spunem votului, decizia 0601. Cine este pentru? Decizia cu privire la corelare. Bugetul orașului Cimișlia aprobat cu legea bugetului de stat. La fel informează doamna Lilia Popovici. Deci, au fost alocate transferuri suplimentare cu destinație specială
pentru salarizarea personalului instituțiilor preșcolare. Deci la 1 ianuarie s-a majorat salariul minim de la 4.000 la 5.000 de lei și respectiv și valoarea de referință și acum au fost alocate transferuri suplimentare pentru instituțiile preșcolare, grădinițele de copii, în valoare de 383.300 lei și pentru centrul de plasament temporar pentru refugiați 273.800. Sunt întrebări? Supunem votul decizie 0602. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nimeni. Următoarea decizie este decizia 0603. Privire la aprobarea raportului de executare a bugetului și pentru semestrul 1 anul 2024. Informează doamna Corina. Pentru prima parte a anului 2024, la parte de venituri, s-au încasat venituri în sumă de 35 milioane, din cele 62,9 milioane lei, sau 55% din total planificat, iar la partea de cheltuieli s-au executat cheltuieli în sumă de 23.800.000, din cele 69 planificate, adică în proporție 34%. Dacă să raportăm pe grupe la partea de cheltuieli, aparatul, grupa de aparat, servicii de suport s-au executat 4.197.000, grădinițele, pentru deținerea 7 grădinițe, constituie cheltuielile 12.800.000. La partea, la grupa servicii, suport, servicii de suport și domeniul culturii 2.400.000. Aprovizionare cu apă 36.000 lei. Grupa iluminare stradală 650.000 de lei. Dezvoltarea orașului, amenajarea 1.534.000. Între care investiții s-au făcut reparația grădiniței Andreiș 2.452.000. Transportul rutier 1.368.000 lei, pentru întreținerea centrului social cantină 269.000 lei și pentru centrul clasament 139.000 lei. În mare parte sau buget cheltuielile constituie din salariu. Salariul constituie pe 14 milioane, bunuri 2.800.000 și alte cheltuieli aproximativ 5, servicii sunt de 6 milioane întreținerea instituțiilor și alte cheltuieli 500.000 lei. La bunuri, mare parte și s-au procurat pentru grădiniță 29 de table interactive și la reparații capitală s-au executat lucrări de pavare a grădiniței Făișor. Lucrările capitale, majoritatea, sunt executate în trimestrul 3 al anului. Datoriile istorice nu avem, constituie din salarii care au fost achitate în luna iulie și august. Și servicii. Eu cred că fondul de... Are cineva întrebări? Asupra decizii date? Avizul comisiei? Da. Avizul comisiei este pozitiv pentru modificări. Eu cred că procedem la vot. Cine este pentru aviz pozitiv decizii date? Da. Cu privire la desemnarea candidaturii membrilor pentru constituirea organelor electorale. Avizul Comisiei Drept este aviz pozitiv, fără modificări. Dacă sunt întrebări, supunem votul decizie 0604. Cine este pentru? Contra. Abțineri. Decizia 0605 a fost retrasă. Procedem la următoarea, 0606, cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului social, spălătorie socială, igienă, personală și socializare. Informează domnul Sergiu Suhan, dar dacă sunt întrebări... Îmi fac simplu să. Da, doar în două cuvinte. Pe data de 21 octombrie se planifică deschide o spălătorie socială finanțată în cadrul unui proiect Keystone, prin care s-au oferit surse financiare pentru repararea și dotarea spălătoriei sociale, va fi pe strada 10-24. Este o al doilea serviciu social care este instituit de primărie, deci în primul punct spun de a institui serviciu social la spălătorii sociale și partea a doua de aprobare regulamentului de funcționare, pe lângă cantina socială pe care acum o întreține primăria. Primele 4 luni serviciu spălătorii sociale va fi întreținut din sursele finanțatorului, după care la 1 ianuarie 2025 cheltuielile de salarizare sunt 3 unități de personal la finele regulamentul aprobat vor fi suportate de
infirmeria Cimișlie. Respectiv, noi am divizat, sau intenționăm să divizăm, serviciile, cantina socială înseamnă doar serviciul de cantină socială și tot ce ține de spălătorie socială, care va fi dotate cu două mașini de spălat și una de uscat rufii, o cabină de duș, vor fi transferate pe o altă adresă. După ce trece în subordinea primăriei, intenționăm să avem un singur manager pentru ambele servicii sociale și respectiv aici mai apare o singură funcție, 075 unități de operator la mașinile de spălat și 05 unități de lucrător social. Întrebare. Da. Dacă acest serviciu ar putea avea ulterior să fie completat cu un serviciu de garderobă socială? Adică? Adică o bună parte din cetățeni, atunci când colectează hainele pe care nu le mai folosesc, se le poate aduce aici, la acest centru. Este mașină de spălat. Noi am făcut reparații pe partea stângă, când cine a fost la 10 pe 24, noi am făcut reparații în partea stângă, holul. Încă un hol unde este spațiu de dezbrăcare și o să fie cabina de duș. Și ultima încăpere este spălătorie însă. Dar și partea de asta mai avem încă două încăperi. Adică dacă îi găsim surse financiare pentru reparația încăperilor din dreapta, ele pot fi prevăzute pentru alt tip de servicii. Nu, no, dar tot dat și masaj. Poftim? Machiaj și masaj să mai facem. Asta camera este o cameră mică acolo. Dar acum, la moment, noi avem la asistența socială cei care au de adus haine, adică le aduc la primul etaj și asistența socială din cadrul primăriei le distribui la cei nevoiași. Ei știu ce haine. Într-adevăr, sunt foarte multe haine care se solicită. E o idee bună, cred că acolo o să depozităm și ca să nu fie... Chiar să reparăm, să identificăm surse financiare, dacă într-un proiect, o extindere a unui proiect, și să reparăm și celelalte două încăperi și să le dădem. Ar exista potențialul de a... Și atunci o să vină, da. Bine, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dos. Să punem votul, vă rog, decizia 0606, cu cine este pentru? Aveți pozitiv este. Cine este împotrivă? Următoarea decizie 0607 este cu privire la transmiterea bunurilor către servicii publice. Informează doamna Curian Furcanu. Trutea. Trutea. Sau dacă nu sunt întrebări? Supunem votul, avizul comisiei este pozitiv, fără modificări. Supunem votul de 0606. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 0608, decizia cu privire la aprobarea planului de durabilitate a proiectului amenajarea scoarului în memoria victimilor catastrofei nucleare de la Cernobâl din cadrul programului Satul European Express. Informează doamna Cristina Harabăgiu. Noi, o să spun eu, Harabăgiu, în concert. Cristina Maximil. O să spun eu în două cuvinte. În anul 2023 a fost implementat proiectul reconstrucția scoarului Cernobâl, în care s-au executat lucrările. Este necesar de a avea un plan de durabilitate, care atunci nu l-am prezentat și acum de la Unederleni se solicită să fie planul de durabilitate a proiectului amenajarea scoarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobâl să fie aprobat de către Consiliu. Deci, mulțumim. Avizul Comisiei de Drept și Probleme Urbanice sunt avizuri pozitive, fără modificări. Supunem votul decizia dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Decizia 06-09 cu privire la înțelegerea delimitării și delimitarea mod selectiv de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren a bunului imobil proprietate publică, orașul Cernobâl, informează doamna Ana. Sau dacă sunt întrebări, supunem votul, decizia dată. Avizul Comisiei Urbanism este pozitiv cu ulterior modificare în punctul 1.7. Dacă fac un motiv, supunem votul 0609, ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Decizia 0610 cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenului. Informează la fel doamna Andurlescu. Sunt
întrebări asupra decizii? Avizul comisiei este un mod pozitiv pentru modificarea decizii. Supunem votului, decizia 0610. Cine este pentru? Avizul pozitiv. Împotrivă? Abțineri? Decizie 0611 cu privire la alocarea terenului pentru împădurire. La fel, doamna Grânea Ducher. Este, da? A, este, doamna Grânea. Întrebări? Avizul comisiei este pozitiv, fără modificări. Supunem, vă rog, votul de decizia dată. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Decizie 0612 cu privire la aprobarea planului în care este pentru furnizare de serviciu public de alimentare, fapt și canalizare și de curare autorizate de către întreprindere municipală a servicii publice. Ne informează domnul Sărbătoan dacă sunt întrebări. Da, vizile, avizul comisiei sunt... Ce? Avizul comisiei de directrice ales pozitiv în modificare, avizul comisiei economice este ales negativ. Domnul Sărbătoan? Da, stimați consilieri, este în conformitate cu legislația întreprinderea municipală prezentată Consiliul de Administrare ANRE calculul pentru modificarea tarifelor, respectiv încă începând cu luna februarie, respectiv în luna august 2023, Consiliul de Administrare ANRE a aprobat, a avizat următoarele tarife. La proiectul decizie, nota informativă, a fost anexată metodologia și calculul care s-a bazat în REU. Din câte am înțeles, eu a fost trimisă doar cu poșta electronică. Respectiv... Poftim? Este. Nu, ieri chiar am cadrul ședinței, am arătat într-adevăr sunt. Nu erau un fui, erau șase fui pe prezentat în principiu. Sunt niște tarife avizate de ANRE. Conform legislației, în mai trecut, prin procedura asta anul trecut, Consiliul Orășenesc poate să aprobe, poate să respingă o dată, a doua oară. Dacă a doua oară respinge, ANRE-ul le publică în monitorul de cheltuieli, ele devin obligatorii. Eu nu pot să mă expun nimic fiecare punct din calcul, pentru că ele au fost prezentate de către administratorul întreprinderii municipale și economistul întreprinderii municipale și au fost avizate conform metodologiei de către ANRE. Dar majorarea tarifului se observă la serviciul de alimentare cu apă potabilă cu circa 3 lei până la 20,51 de bani și nesemnificativ scade prețul pentru serviciul de canalizare cu circa 30 de bani, respectiv majorarea se datorează în primul rând salariului minim care s-a majorat, el se majorează în ianuarie, practic, în fiecare an. Și 160.000 au fost incluse de către întreprindere municipală pentru cheltuieli de instalarea contoarelor la persoane fizice. De mai mulți ani s-a modificat legea, însă abia în anul trecut întreprinderea a început a instala contoare din contul de contribuții, respectiv nu la fost la un procent mic, dar urmează pe viitorii ani să schimbe contoare din contul întreprinderii către toți consumatorii fizici, persoane fizice și atunci cheltuielile este, se raportează în tarif, adică se revăd în tarif. Deci tariful probabil va crește și în continuare. Una din comisii a dat raport negativ, domnul Molișteanu este în concediu și nu a fost prezent să argumenteze calculele, nici eu și nici juristul, domnul Țecară, care acum îl suplinește, nu este economist și economistul întreprinderii tot este în concediu. Și având în vedere că nu a fost prezent, nu a fost nu pot argumenta calculului, una din comisie a dat aviz negativ, respectiv Consiliul decide să aprobe sau să lăsăm pentru următoarea ședință, când o să fie domnul Molișteanu. Să lăsăm pentru următoarea. Da. Da, întrebarea mea a fost totuși de ce a fost astăzi, pentru ședința extraordinară, pusă în ordine de zi. Credeți că suntem pregătiți noi consilierii să aprobăm? Consiliul ANRE-ul solicită de 30 de zile de la aprobarea decizii. Inițial, când am făcut proiectul decizii, Consiliul ședință Consiliul nu s-a anunțat fi extraordinar, după aceea pentru că extraordinar. De ce proiectul decizii o rămas? De ce noi nu insistăm că ele să fie aprobate astăzi? Poate fi lăsat într-adevăr pentru următoarea ședință, pentru ca să fie domnul Molișteanu să argumenteze prețul. Pentru că dumnealui eu intuiesc, ar putea argumenta fiecare poziție din tabelul celălalt cu mult cifre.
Mai este o întrebare. Da. Din câte cunosc, conform procedurilor, ar trebui să existe consultări publice. Nu am văzut sinteza recomandărilor. Sunt consultări publice organizate de ANRI. Asta este o problemă, că nu le organizăm noi, fiindcă nici nu ni se prezintă nou primării și Consiliul Roșinesc calculi. Înțeleg. Calculi de către întreprinderi se raportează direct la ANRI. Corect. Mai mult ca nu le raportează întreprinderea ANRI-ul liceu. Da, înțeleg, dar dacă ne luăm după legea cu privire la transparență, totuși este un tarif public, de interes public, ar putea fi consultat cu cetățenii într-o altă formă, pentru interes general al nostru, al cetățenilor. Totuși trebuie să cunoaștem de ce este necesar să fie majorat tariful, unde se află astăzi întreprinderea municipală. Știu că în oraș există regiuni în care apa este un deficit, ar trebui să vedem. Există un plan de redresare a situației. Noi majorăm, dar ce facem mai departe? Domnul Sergiu, răspunde. Da, eu vă răspund. Ieri, în cadrul amândouă comisii, a avut loc mai multe dezbateri pe această problemă. Eu personal nu sunt de acord cu majorarea acestor servicii, dar cu părere de rău, toate întrebările ieri au fost adresate către întreprinderi care reprezenta juristul care nu este implicat nemijlocit în elaborarea acestor tarife și părerea de rău este că directorul și-a luat concediu exact acum la prezentarea acestor tarife care cred că n-a avut dorința de a veni să le prezint și atunci toate întrebările erau să fie soluționate. Mai mult ca atât, că vrem noi sau nu vrem, Consiliul trebuie să le aprobe, dacă nu le aprobă, sunt obligatorii după aprobarea, publicarea monitor oficial de către ANRE. Și aici sunt multe întrebări în care nu noi putem să le dăm răspuns, dar cei care au lucrat, economistul și cu șeful întreprinderii municipale, dar iată ce se întâmplă, că și noi am văzut deja aceste tarife care am rămas așa un pic cei ce ține de Consiliul de Administrare. Consiliul de Administrare până acum nu știu cum a funcționat, dar din data de 19 august a intrat în funcțiune un nou Consiliu de Administrare care deja va monitoriza mai în detaliu și sper în acest Consiliu de Administrare care este acum ca să facă mult mai mult treabă, pentru că Consiliul precedent de Administrare care a fost se baza mai mult, cred că, pe politică, pe alte chestii, numai nu pe activitatea întreprinderii. Și, într-adevăr, este necesar să, ca directorul să prezinte un plan de redresare, un raport de ce s-a scumpit, care sunt cauzele, care sunt momentele, pentru că mulți din cetățeni îmi spun că primăria a ridicat prețul. Dar nu primăria ridică prețul, nu Consiliul ridică prețul. Prețul este ridicat la prezentarea datelor de către economist și directorul întreprinderii. Și atunci este necesar ca la următoarea ședință, în cadrul comisiilor de specialitate, să fie directorul, să prezinte toate, ca noi să putem da întrebări de ce și de unde s-au luat aceste majorări de prețuri la serviciul de apeduct și canalizare. Pentru că, vreau să mai atrag atenția aici, cu cât mai multe persoane sunt conectate, cel puțin la rețeaua de canalizare, cu atât rețeaua de canalizare, prețul scade. Însă întreprinderea municipală nu prea se implică ca să informeze cetățenii de a se conecta la rețeaua de canalizare care este construită. Și atunci, iată, o neclaritate, dar Consiliul de Administrare are și el un plan de a solicita diverse informații de la directorul întreprinderii pentru a raporta toate cele care sunt acum neclare pentru noi toți. Nu numai pentru Consiliu, dar și pentru primărie. Mulțumim. Ai să-ți întrebări? Da. Să-ți scurt. Pentru orice cetățean, îndeoseb pentru persoane vulnerabile sau pensionar care primește pensia, sigur, 4 lei la fiecare metru cub e mult. Dar întrebarea care e? Ce are de pierdut Consiliul Orășnesc, primăria? Și are de câștigat în cazul că noi nu aprobăm la două ședinți și le aprobă la treia, Andrei?
Cel puțin, încerc scuz, cel puțin solicităm pe domnul director a întreprinderii să vină în fața noastră să ne dea niște explicații la ce au ajuns la aceste tarife. Am înțeles că sunt și scurgeri, pierderi, ne spună ce măsuri ia cu acele pierderi, scurgeri de apă și sunt multe întrebări. Nu, eu am o întrebare concret. Ce pierde Consiliul Orășenesc? Sau primăria? În caz că noi nu le aprobăm de două ori și a treia oară le aprobă Andreu. Eu spun, nu pierde Consiliul Orășenesc de nimic. Să nu spuneți votul lui Șeții. Nu. Pierde întreprinderea municipală niște venituri neîncasate. Pentru următoarea ședință va fi pus pe ordine de zi raportul Curții de Conturi privind auditul la întreprinderea municipală. De fapt, raportul a fost pentru 8 întreprinderi municipale. Noi nu am fost sancționați până acum, dar alte întreprinderi municipale, Drochea, dacă nu mă înșel. Andreu a aprobat, Consiliul și întreprinderea nu s-au supus, da? Nu au aprobat tariful și nu au fost. Atunci, Curtea de Conturi le-au scris că au ratat venituri și o să-i sancționați ceva. Noi acum am scris că tariful va intra în vigoare, am propus în proiectul decizii la 1 octombrie, respectiv dacă la ședința aceasta tariful nu se aprobă, respectiv el la 1 octombrie nu va intra în vigoare. La următoarea ședință, probabil, va veni domnul Molișteanu, unde va fi, încă o dată, repet, raportul Curții de Conturi 1 și va fi și raportul de activitate pentru anul 2023. Și atunci poate de discutat și tarifele, ele vor intra cu o lună, probabil, sau poate cu două mai târziu. Și respectiv, ca să răspund domnul consilier, doar tărăgânem timpul și nu întrădează între câteva luni în vigoare. Dar oricum el intră în vigoare, ne place sau nu ne place. Referitor la consultările publice, noi să vedem ieri. El, într-adevăr, eu am verificat cum a fost pe site-ul Andreiului, consultări publice de 20 de zile. Doar că poate era oportun și noi să consultările este să le plasăm pe site-ul nostru și le vadă cetățenii. O să avem ieri cu viitor. Și încă o întrebare, dacă acum totuși s-a schimbat consiliul de administrație. Dacă noi venim cu o solicitare către Andrie, ținând cont de unele modificări în cadrul entității și cu amânarea de a aproba această decizie, noi totuși ca consilieri avem careva riscuri de a fi atrași în instanță pentru pierdere de venituri? Domnul jurist, da, întrebarea e mai mult la dumnealui. Față de Andrie, nu văd baza legală unde să vă adresați față de Andrei ca să vă dă o amânare sau o explicație. Deci este relația între Agenția Națională și întreprinderea municipală care prestează serviciile de apă. Deci întreprinderea este licențiată de către Andrei și este sub controlul de către Andrei. Deci toate actele care necesită sunt puse la baza tarifelor, sunt prezentate către Andrei, inclusiv investițiile care urmează să fie făcute, după care reiese tariful. Și decizia ANRE avizează tarifele care au fost propuse de către întreprinderea prestatoare de servicii. Dar referitor la Consiliul de Administrare de anul trecut. Asta este ideea. Consiliul de Administrare nu are nicio tangență cu tarifele aprobate de către Consiliul de Administrare al ANRE, nu Consiliul de Administrare al Întreprinderii Municipale. Deci, Andrei, anul trecut a aprobat niște tarife, anul ăsta, după prezentarea calculului și rapoartelor care au fost obligatorii prezentate pentru Andrei, a reieșit alte tarife. Deci, respectiv, tarifele sunt avizate de către Andrei, au fost supuse consultărilor publici, au fost organizate ședințe, nu au fost numai cu întreprinderi municipale. Ședințe au fost organizate cu mai multe întreprinderi, care au fost avizate, deci, în baza hotărârii Consiliului de Administrare, au fost remise calculele avizate, care urmează a fi aprobate de către Consiliul Local. Deci, respectiv, și domnul consilier a ridicat întrebarea, este un preț de 4 lei majorat pentru pensionieri sau alte categorii de cetățeni, Consiliul poate decide diferențierea tarifelor cu aplicarea unei recompense dacă nu este de acord cu sumele care sunt prezentate. Vă spun că apa și canalizarea la cei care au licență la eliberată de către Consiliul, de către ANRE, la noi, ca să înțelegeți, nu este cea mai mare. Sunt prețuri mult mai mult ridicate. Deci asta trebuie să fie clar, că pur și simplu vedeți că din an în an, anul trecut s-a aprobat un preț, anul ăsta încă un preț și dacă continuăm tot așa, păi o să ajungem nu la bine. Adică eu sunt beneficiar trăind la bloc.
și a canalizației, și a pieductului și credeți-mă că și pe mine mă doare un pic la buzunar atunci când pentru un metru cub de apă plătesc 4, o să plătesc deja 41 de lei și 54 de bani, dar este cel mai important ca atât Consiliul Orășănesc cât Consiliul de Administrare să ia măsuri cu directorul întreprindere pentru redresarea situației, de a stopa furturile de apă, pentru că cineva care fură apă, plătesc ceilalți care o fac cinstit, adică fără ca să consumi fraudulos. Și atât de aici și să măresc prețurile, pentru că sunt acele pierderi din cauza furturilor, când vara oamenii udă în grădină, pur și simplu, habar n-au și o da drumul la apă și apă se pierde în zadar, știind că nu se contorizează. Dar alții au de suferit, mai ales acele persoane, cum a spus domnul consilier, care sunt mai pensionari, care au sau n-au grădină sau chestii din astea și atunci ceilalți care au trei patlajele e udă tătă ziua, că nu-i contorizat. Dar iată aici trebuie de lucrat cu acei care consumă fraudulos, de prins și de pus amenzi mari și atunci prețul la apă va fi mult mai mic. Bine, eu am o întrebare, poate o eroare. În decizie, în proiectul de decizie la canalizare 2103, dar în hotărârea AMRE 2003. Un leu, da. 2103 este tariful propus? Da. Aprobat e 2003. Da. Vă presupun că e eroare tehnică și la viitoare ședință probabil, da. Este propunerea da. Votului. Canalizarea 21, 20. Da, 21. Doar de oameni nu toți duși în canalizare. Spalăm automobil, mod în grădină, dăm apă la păsări. La canalizare este necesar să fie două contoare instalate pentru cetățenii care au și rețeaua de canalizare. Un contor se pune doar în apartament, în pentru bucătărie, baie și viceu, da, ca să fie separat canalizarea, iar tot ce aici se udă în grădină și se spală mașina sau ograda, cum spuneți dumneavoastră, el doar apieductul trebuie să fie. Dacă nu hotărăști fără Consiliul Raional, nu, el nu hotărăști. Nu, Raional, e Orășănesc. El propune, pentru că asta e legislația. Noi suntem, sau Consiliul este acea putere executivă care trebuie să... Noi dacă nu votăm de două ori, de ori e... Aprobă fără noi. Iar întreprinderea devine deja în... Cetățenii trebuie să plătească. Nu pot să dau explicația ce zice domnul Secaru a atins subiectul ăsta. Până la urmă, Consiliul Orășănesc este cel care aprobă tariful. Și doar la vizază. Și atunci domnul Secaru a spus că Consiliul ar putea să nu aprobe 20 de lei. Poate să aprobe 16 lei și 5 lei se compensează la oameni. Adică aprobă tariful de 16 și plus 5 lei compensare. Doar că pentru acești 5 lei, spre exemplu, trebuie să fie alocați bani suplimentari. De atâta să se aprobă, de atâta că se aprobă, tot din impozit cetățenilor, clar, din bugetul local. De ce se aprobă de câte consilii? Spuneți, vă totul la totul nu directorul să răspundă la toate întrebări. Este, dar apare acum întrebări... Păi nu trebuie, nu trebuie de impus să vorbeze. Duc vulnerabilii, după un mod de dat parazitar. Îi spală, îi îmbracă, îi încalță, îi... Dar oamenii care nu știu să spățească fiecare mai mult, mai mult și mai mult. Eu îmbură copilul eu. Am văzut să ai văzut de mare. Exact, exact situația cu cei care fură apă și cei care plătesc apa... Vă o specialist aduc și prietul să-i agendeze. Domnul Adina, vreau să întrebați? Da. Domnul primar, noi, de exemplu, avem o foarte mare categorie de consumatori de apă, care consumă apa două săptămâni, maxim o lună pe an. În răspunsul de ce voi trebuie să fie presiunea mea în tavă, dar trebuie posibil de făcut ca în Terli Baux, abonament la apă. N-are sens să-i ție, oricum, că dumneavoastră trăiești la bloc, așa? Și crede-mă că istoriac nu te-ai ținut apartamentul trăiești. Nu, de 15 și 16. Da, dar presiunea se ține la 15. Dacă ai fi, adică dacă ori consuma... Vedeți că aici este dat de toată țara. Noi putem să modificăm acum, pentru că apa se achită în baza datelor, indicilor la contor. Ceea ce propuneți dumneavoastră este ar fi foarte bine să fie pentru cei
care plătesc taxa de salubrizare, pentru care îți plecați peste hotare și când vin aici, ei oricum văd că este măturat orașul, strâns frunză, crengi și nu este selectiv, dar peste tot este făcută curățenia. Și ca acei, pentru taxa de salubrizare, ar trebui să fie, indiferent că ești plecat sau nu, să plătești un alt. Dar la apă e mai dificil pentru că doar în baza indicilor la contor. Deci, cred că întrebări mai... Eu propun de data viitoare să nu fie o consultare publică, cum s-a făcut acum doar o publicare. Ar fi bine să facă ori o audiere publică, ori o dezbatere publică. Nu știu, poate prin doamna secretar noi, ca Consiliul Rășănesc, să facem solicitare către întreprindere sau primărie. Noi nu trebuie să ne scudim ordine, zi? Noi nu executăm. Dar eu propun să nu amânăm. Dar să-l spunem votul așa, care vrea votează, care nu vrea votează. Și data viitoare îl pregătește din nou, mai detaliat, cum spune colegul, să comenteze concret de unde s-au luat majorările astea și îl spune, îl introduce din nou ordine, zi, și îl examinăm cum cere, cum prevede legea. Bine, haideți să supunem votul, propunea doamna Anastasia, de a fi amânată decizia dată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Deci, decizia dată, atunci rămâne amânată. Dacă nu este în cazul ăsta, eu nu pot să mai suc materialul. Cele mai departe, decizie 0613 cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii prestate cu tehnica din dotarea serviciului public și Cimșlien. Ne informează la fel domnul Sergiu Suhan sau dacă nu sunt întrebări, supunem votul. Cine este pentru aprobarea deciziei date? Cine este împotriva? Cine s-a ținut? Decizia 0614 cu privire la eliberarea ordinului de reparații de repartiție, informează domnul Sergiu Suhan. Cer scuză. Întrebări sunt? Supunem votul decizia 0614. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Decizia 0615 cu privire la aprobarea planului de acțiune privind energia durabilă și clima orașului Cimșlien. Informează dacă domnul Sergiu Suhan, domnul Smar. E o decizie care am discutat-o în două comisii. Am explicat la cele comisii că acest proiect de decizie necesită a fi votat împreună cu planul de acțiune privind energia durabilă și climă. Din câte am vorbit cu directorul organizații schimbări climatice din Chișinău, mi s-a spus că noi să putem accesa fonduri pentru schimbări climatice este necesar de a avea acest plan și avea proiectul decizii pentru a fi încărcat pe o platformă regională în care fac parte Republica Moldova, Azerbaijan, Georgia și Ucraina. Planul respectiv a fost elaborat de către un expert Fuga, adică foarte repede, în pași rapizi, pentru a avea posibilitatea de a accesa. Rămâne deja la decizia Consiliului dacă se votează, ca să putem să-l încărcăm și să aplicăm la următorul apel, care urmează a fi în la, cum mi s-a spus, la sfârșitul septembrie sau la începutul octombrie. Dacă nu o să avem acest proiect decizii și planul încărcat pe platforma regională, nu avem posibilitatea să aplicăm pentru schimbările climatice. Adică schimbările climatice, asta presupune curățarea de iazuri, râuri, tot ce ține cu climă și noi ne gândim că avem câteva, două proiecte tehnice pentru iazuri ca să putem să aplicăm pentru curățare. Adică noi aplicăm, dar nu se știe dacă noi vom câștiga sau nu. Dar să nu ne pară rău că nu am putut aplica din cauza acestor două documente pe care nu le-am avut încărcate. Așa că propunerea mea este de a vota. Ulterior, noi vom lucra la acest
plan, pentru că din 90 de pagini, practic o jumătate din el este analizat și modificat, o să vă-l expediem și dumneavoastră, un, sau l-a expediat? Da, expediat. Da, și așa că, adică acolo sunt niște date în acest plan care din trei documente, patru s-au luat și cam ele nu corespund una cu alta și atât necesită a ajusta cu cifre, pentru că textul este ok, dar necesită, ca să fie un plan bun, trebuia să fie pe mai, o perioadă mai îndelungată elaborarea. Dar de asta așa am scos deja la decizia Consiliului, dacă vor să voteze. Bine, întrebare spre decizie? Odată ce este aprobat, așa, cum este el, după asta primăria își asumă că va continua lucrul. O să fie... Acum, pentru cei nu plătează... Pentru aplicarea la proiect, da. Da, dar noi oricum trebuie să-l avem ulterior, că o să-l citească oricine care nu l-ar citi, să fie o logică în tot textul ăsta. Dar ca să fie o logică, eu îl aprobăm din data de azi, dar mai mult că sunt proiecte cu data de 22-25, respectiv cu data din urmă, în planul de implementare. Poate putem toți anii ăștia să fie 24-25, ca să nu bată ochii. Eu pot să explic aici. Domnul primarul a atins subiectul. Planul ăsta este făcut de un expert, când scurt timp el a luat patru documente esențiale pe care le avem. Avem strategie de dezvoltare socioeconomică a orașului, avem un plan de acțiune a schimbărilor climatice, sunt două documente care sunt deja aprobate. Dar dumnealui nu a intervenit pe termen, respectiv, nu doar e necesar schimbăm anii din 22 în 24 pentru acele proiecte care nu s-au implementat. Dar trebuie să mai scoatem proiecte care s-au implementat. Deci, atâta, planul de acțiuni trebuie să fie redactat. Deci e și undeva o să observați cine citate în planul, undeva să conține că bonitatea mediu a solului, spre exemplu, este o cifră de 57, dar în altă parte este o cifră de 67. Fiindcă sunt două documente separate, sunt două registri separate a bazei de date și respectiv ele le-au comasat toate patru, dar el într-adevăr trebuie redactat și probabil noi am ajuns pe la pagina 20-20, nu știu cât, dar urmează să-l redactăm pe deci, pentru următoarea ședință să vedem în variantă finală să-l aprobăm. Aici, chiar. Un liceu, un singur, avem 370 de lei. Adică sunt date care nu corespund realității. Da, da, asta era ideea. Iar și populația, uitează, populația 16.255. Da. Adică sunt jumătate. Deci e propus să-l spunem votul așa, nu a redactat pe urmă. Pentru că planul ăsta va fi pe o lungă perioadă de timp. Și haideți, că acum, na, este proiectele internaționale, dacă la proiecte locale, dar nu e corelare la toate cifrele și trebuie să-l ajustăm. Bine, haideți să spunem votul decizie dată și cu modificări ulterioare pe parcurs, adică pentru a ajunge la varianta finală. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Următoarea decizie este decizia 0616, cu privire la darea în superficie a lotului de teren din Parcul Industrial Cimișlia. Domnul Sfan, dacă s-au dat cum sunt întrebări. La vot. Împotrivă. Abțineri. Decizia 0617 cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor. Avizul este pozitiv, fără modificări, întrebări asupra deciziei. Nu sunt întrebări, vă rog să spunem votul. Decizie 0,7, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Și ultima decizie 0,618, cu privire la delegarea în componența comisiei de examinare a cererilor și repartizarea loturilor sociale. Avizul comisiei este pozitiv, locuința socială. Cu modificări în punctul numărul 2. Mai avem locuințe sociale. Da, e vorba de Consiliul Raional, ne solicită că astăzi să fie, este termenul limită de a prezenta dintr-un proiect decizie un consilier care să fie membru a comisiei de repartizare a apartamentelor sociale, adică acel bloc de la ŞPT care se construiește acum, de 10 ani, cred că au luat, s-a sfârșit, pentru că de toată construcția
răspunde Consiliul Raional și ei formează și comisia de repartizare a apartamentelor sociale. Acum eu sunt inclus aici ca membru a comisiei și un consilier. Eu la ședința comisiei am propus-o cu doamna Borodin pentru că mă gândesc că cel mai mult care ar avea nevoie sunt profesorii, sunt medicii și cred că polițiștii. Și de asta, doamna Borodin fiind în domeniu, mă gândesc că să o propunem pe dumneavoastră. Dar e alegerea Consiliului, cine propuneți? Apartamentele, ați fi valori permanent sau temporar? Domnul Nicolae, habar n-am. De exemplu, polițistul activează în organele poliției, cât activează el doi deci dacă o să, dacă să luăm... Nu privatizează, nu nimic. Domnul, dacă să luăm exemplu, dacă să luăm exemplu orașului Leova, care a deschis deja de mai, e cu tot o altă imagine decât cei ce se propune. Adică, nu știu, aici, în cadrul regulamentului, nu l-am citit, că noi am venit scrisoare urgent, de asta și-am înaintat proiectul ăsta ieri, de a-l studia și a propune, pentru că mi s-a solicitat că trebuie să fie creat comisia asta. Dar n-am văzut regulamentul, nu știu despre ce este regulamentul, o să-l studiez și vă raportez la, ultima, la următoarea ședință. 100%, eu cunosc foarte bine, asta e din 2012, nu uiți aminte. Decizia asta străgănează că agentul economic, se spune că agentul economic nu e la locul lui și nu a fost selectat cum scade și e un haos acolo în cântăriul asta. Dar regulamentul e pus că apartamentele sociale sunt de serviciu. E medicul, cât lucrează aici, e lui. Cum s-a dus la Chișinău, l-a eliberat. Așa am fost și eu. 100%. Așa este locația. Asta și social. Acolo, dar aveți în că acolo e 10% pentru invaliz. 10% pentru serviciu specialist. E așa, nu e... Ca doamna Borodin să facă parte din comisia dată. Cine este pentru? Și supunem votul decizia în întregime 06-018. Cine este pentru? Deci pentru astăzi ședința noastră v-ați sfârșit. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă. Mulțumesc.